Bună ziua! Am ales să vă citesc un poem intitulat Ce n-a visat Thomas Mann, pe care l-am postat în luna martie 2020 pe blogul meu. Închideți! 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 A fost odată un doctor Lee, deconectat de tovarășul Xi. Întâlnise un om din piața Huanan. Tovarășul Xi era pe atunci bolnav de piața Tiananmen și nu suporta fluierele. N-avea o moni să-l certe pe Li pentru intenții bune, care n-ajung în iad. Virusul lui era să ucidă păsările. Ele mâncau fructele pământului până răsărea iarba. Din moartea la Veneția, două lebede țineau liturghii ratate. Închideți! Închideți! Vrem să respirăm fără cască din ochii cetăților închise. Sirenele curg. Anul ăsta, de ziua mea, n-o să mai primesc liliac înflorit. Tovarășul și înghite sau nu vegetația.